da? Da? Cum îi identifici? Păi avem și noi un terorist, sau cel puțin o persoană acuzată de terorism. Bine, este teroristul de serviciu al României. Teroristul de serviciu, Omar Haysam, pentru telespectatorii care au probleme și amintim momentul răpiților din Irak. Acesta e deosebit de activ pe Facebook. Încă n-am reușit să lămuresc cu niciun specialist cum anume are acces o persoană condamnată pentru terorism la internet în mod constant și la absolut orice oră, că orele de postare pe Facebook sunt variate. Bun, mă gândeam că unele rețele teroriste funcționează și cu ajutorul internetului, dacă nu chiar toate. E, să ai un condamnat pentru terorism care are acces în permanență la internet, e o chestiune la care aștept ca administrația penitenciarelor să ofere cât mai lepede un răspuns. Deci a doua intervenție a lui Omar Haysam pe acest subiect, în care vorbește despre criza migranților. Și spune acest Omar Haysam, e o poartă deschisă pentru teroriști în Europa.